Rămâi până la final de video dacă vrei să câștigi skin-uri gratis pe Stumble Guys. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys pe canal. În acest episod o să luăm skin-urile în colaborare cu Rabbids, care sunt limitate și vor dispărea în câteva zile. De asemenea, îmi pare rău, dar până la al treilea meci, sunetul în meciuri se aude ciudat, fiind apăsările mele pe ecran auzite. Mie, sincer, cel mai frumos skin mi se pare Sensei Rabbid, care costă 2000 de puncte. Iar l-am cumpărat. Îi dăm echip, iar acum hai să dăm meci. Iar revenim în finală. Iată că am ajuns în finală pe mapa mea preferată, fiind Block Dash, care presupun că este și mapa voastră preferată. Între timp, până noi ne jucăm aici, încercăm să facem primul win de pe episod cu primul skin cumpărat. Vreau părerea voastră în comentarii dacă mai merită să fac episoade de genul pe viitor, în care să nu fie mega complexe, să fie doar niște gameplay cu lucruri noi din Stumble Guys. Iar până acum, mi se pare, mamă ce pumn i-am dat la ala, chiar a murit. Îl avem aici și un skin de smoke, care se vede mai puțin decât a nostru. Oamenii încearcă să-mi dea pumn și picioare, ca de obicei, pentru că am numele ăsta frumos. Portocaliu, cred că mai murit încă unul. A, nu a murit. Mamă, dar toți au picioare. Dăm și noi aici un picior. Încercăm aici o tactică, nu a ieșit tactica. Aici sărim pe partea asta altă. Aproape acolo cred că a murit. Am rămas 1v1v1. Hai să vedem dacă ducem win-ul sau nu. Și cred că nu, sau? Mamă, ce save. 1v1 cu acest băiat. Ia să vedem. Deci dacă dau aici picior, cred că e win. Ia, cred că am făcut win. Sau? O să te juca? Ia să vedem. L-am bătut? Da, bă. Bun, am făcut primul win cu primul skin. Revin cu al doilea skin. Că am revenit în shop, iar înainte să cumpăr al doilea skin preferat al meu, am spus că să iau și acest footstep, pentru că mi se pare destul de interesant. Iar al doilea skin preferat al meu, după cum îl vedeți chiar în secunda asta pe ecran, este Rabbid Rider, care este unul la fel de extrem de frumos ca celălalt. Îi dăm echip, iar între timp revenim cu finala. Iată-ne că am ajuns în finală cu al doilea skin preferat al meu, fiind pe Honey Drop, cea mai urâtă mapă de elimination în părerea mea. Dar cât timp voi vedeți acest match, înseamnă că l-am câștigat, sau cel puțin are un moment frumos în el, iar am vrut neapărat să-l vedeți. Precum acesta cu pumnul. Dar asta cu săritul nu e un moment bun. Ia, chiar sunt curios dacă reușesc să fac win pe Honey Drop pe episod, deși mi se pare greu că e o mapă extrem de rea. Ia-i dăm pumn? Da, nu i-am dat. Probabil să picăm acum. Din o mamă, acolo am picat în lag. Da, cel mai probabil nu o să facem win. Dar măcar am un moment fain pe el. Ia. Opa, sau? Că am rămas ultimii aici. Să avem un chip la forme de sărit. Bă, aparent e posibil să facem win. Cred, presupun. Doar să nu reziste cei de jos mai mult ca mine aici. Ia să vedem. Încă 2 trebuie să moară, iar aia 2 sunt sub mine. Trebuie doar eu să nu fac o greșeală și am câștigat. Da, probabil am câștigat, da. Bun, al doilea win, revin cu următorul skin. Și iată că am revenit cu al treilea skin, iar de asemenea vreau să vă întreb ceva. Care skin este skinul vostru preferat din această colaborare cu Rabbids? Lasă în comentarii care este skinul tău preferat, iar îl vei putea câștiga. Am să extrag 4 persoane la care o să ofer skinul pe care să-l doresc din acesta cu Rabbids. Iar acum, după ce am spus acest giveaway, am să iau următorul skin preferat al meu, fiind Skeleton Rabbid. Revenim în finală cu win-ul. Și iată-ne că am ajuns în finală în al treilea meci, fiind cu Skeleton Rabbid, iar am vrut să vă spun că îmi pare rău pentru cum s-a auzit până acum, dar din păcate doar acum am realizat că se aud apăsările de pe ecran. Mamă ce pumn i-am dat acolo băiatul ăla. Iar acum am putut rezolva problema aceasta cu auzările de pe ecran. Nu știu neapărat de ce s-a întâmplat asta, dar știu că am găsit o metodă de a scăpa de ele. Mamă, dacă n-apărea acolo, ăla era mort. Ia, pumn. Iar i-am dat pumn. Da, evident că scapă. Din ce știu, unul dintre ăștia doi cu skin de gold au pumnul și ei. Și trebuie să fiu atent. Ăla aproape era să moară, dar nu a murit. Cred că ăsta, care are YouTube în nume. Ah, n-a putut să-i dau pumn. Deci da, unul dintre ăștia e periculos. Ia, mori. Bun. Deci a mai rămas celălalt,
care nu știu sigur dacă are pumnul sau nu. Am mai dat acolo un pumn, omori Salaga Gold. Ăia doi cred că sunt blocați acolo și cred că easy win. Da, revenim cu următorul skin. Iar au revenit cu ultimele 3 skin-uri, dar o să dau doar un singur match cu ultimul skin fiind The Gold Rabbit. O să le cumpăr pe toate 3, dar o să joc doar cu Gold Rabbit la finală. Pentru că celelalte două mi se par destul de simple și nu merită să mai trag de episod mai mult decât este acum, care are deja peste 8 minute. Revenim în finală cu Gold Rabbit. Și iată că am ajuns în finală și cu Gold Rabbit pe Botbase. O mapă nu atât de bună, dar nici atât de rea precum unii spun asta. Mie mi se pare destul de decentă și chiar se poate face un gameplay bun cu ea pentru o finală. Trebuie doar să fii atent. Este adevărat că ai nevoie și de noroc pentru a câștiga pe ea, dar poți și face win dacă știi juca. De exemplu, nu ca mine, care a sărit direct în buburuză. Care era să sar din nou. Mai ales în alea roșii, dacă te ating, ești ca și mort. Aici am încercat pom, mai bine nu încercam. Iar am sărit în buburuză. După cum joc în momentul ăsta pe botbase, nu mă win, nu cred că fac. Dar cine știe, poate avem noroc. Și dacă adversarii mai slabi decât mine. Nu. Mamă, ce noroc am avut acolo la buburuză aia roșie. Și ar mai trebui să moară încă doi. Ăsta cu... nu știu numele skin-ului, cu Anubis. Încă unul, ăsta cu Anubis trebuie să moară. Și am câștigat. Ia să vedem, oare avem noroc sau nu. Ia oare luat hidrantul? Nu l-a luat. Mamă, dar și ea are noroc. Wow, ce-a sărit acolo la limită. Ia-i dă picior. Ia, l-a luat hidrantul sau nu? Nu l-a luat, mă, hidrantul, mă, cât noroc are. Ba, uite că am făcut win și cu ultimul skin Gold Rabbit. Cam acesta a fost episodul de astăzi în care n-am făcut multe lucruri tat de wow precum până acum, dar am vrut neapărat să fac un episod cu aceste skin-uri fiind o colaborare limitată care nu o să mai apară niciodată pe joc. Lăsați în comentarii dacă vreți să mai fac episoade de genul în care să nu fie atâta editare și lucruri importante, iar să fie doar niște gameplay cu mine și vocea mea aici pe când meciurile. Până data viitoare, eu am fost Nin, salutare!